Bună și bine v-am găsit la o nouă sesiune de Seven Talks în limba română. Astăzi voi discuta împreună cu Alexandru Grădinaru, colegul nostru, director de marketing la Google Ads, despre top business-uri care se potrivesc pentru promovarea în Google. Bineînțeles, vom afla de la Alex dacă există acest top, dacă sunt business-uri care pur și simplu nu se pot promova în Google și care sunt acestea. Bună, Alex, îți mulțumesc mult pentru timpul acordat. Va fi așa o discuție liberă. Am analizat acum toți partenerii pe care noi îi avem în agenție, peste 45 de clienți. Am făcut o analiză și a anului trecut și totuși sunt unii clienți care au rezultate foarte bune în Google, alții care nu au. Ce face o campanie să fie de succes în Google, de fapt? Bună și bine v-am găsit în primul rând. În al doilea rând, în Google există căutări pentru aproape orice produs sau serviciu. Mai departe, diferența o face cât de bine este pus acum site-ul, cât de competitive sunt prețurile, de exemplu. Și atunci, într-adevăr, sunt business-uri care merg foarte bine pe Google, cele pentru care, în principal, partenerul are oferta cea mai bună din piață sau cel mai scurt timp de livrare sau diferite alte beneficii. Okay. Și atunci aceste business-uri merg foarte bine. La polul opus ar fi business-urile care au fie un buget foarte mic de promovare și încearcă să se adreseze unei piețe în care competiția este foarte mare și există branduri foarte mari cu bugete mult mai mari. Și atunci automat cu buget mic putem obține destul de puține clicuri și rezultatele nu sunt foarte mari. Sau în nișele în care costul pe click este foarte ridicat, unde din nou este nevoie de un buget mare pentru a obține rezultate. Dar în principal contează Alex. Zi, așa. Vreau să spun că în principal contează foarte mult cât de bine este pus la punct site-ul și cât de competitivă este oferta pe care partenerul o are. Există domenii în care volumul de căutări este foarte mic încât să nu merite o campanie de Google Ads sau contează numărul de căutări lunare pentru o campanie? Contează pentru că acesta stabilește oarecum bugetul și piața la care ne putem adresa și atunci și așteptările pe care le avem pentru conversii. Dar se poate promova orice nișă, indiferent cât de puține căutări ar avea, chiar și acele puține căutări se pot transforma în conversii. Am înțeles. Făcând o paralelă între SEO și Google Ads, pentru că eu SEO nu știu, dar mi se pare așa, Google Ads este varianta SEO plătită. Este o strategie bună să facem campanii pe Google Ads pentru a vedea profitabilitatea cuvintelor cheie și ulterior să mergem pe o strategie pe termen lung pe SEO pe cuvintele câștigătoare care au dus vânzări? Sigur, SEO este un proces de durată și atunci automat, mai ales pentru site-urile noi sau companiile noi care nu sunt indexate cu foarte multe pagini și nu apar în rezultatele organice foarte des, atunci Google Ads este varianta rapidă prin care pentru cuvintele relevante ne putem afișa în primele trei rezultate Google. Bun. Acum, întrebarea este, ce domeniu vezi că ai putea să faci campanii? Ce tip de client sau în ce domeniu activează clientul la care să spui, wow, ăsta e un client super fain pentru Google, fac super treabă? În mare parte magazinele online, pentru că Google are această rețea de shopping care livrează rezultate foarte bune, dar la fel contează foarte mult pricing-ul partenerului și unde se află în piață. Pentru că chiar dacă ai un magazin online, dacă produsele tale se găsesc pe foarte multe alte site-uri la prețuri mult mai mici, atunci va fi greu să ai conversii. Ele vor fi promovate, dar numărul de conversii va fi mult mai mic. Pentru că în Google comparația, utilizatorul poate compara prețurile foarte rapid. Și atunci magazinele online funcționează cel mai bine în principiu, dar depinde foarte mult de cât de mare e numărul de produse de pe site și cât de competitive sunt prețurile. Sau alte beneficii pe care le oferă, transport gratuit, transport rapid, garanții extinse și așa mai departe. Contează numărul de produse pe care un shop îl are? Bineînțeles, pentru că în general am observat că utilizatorii achiziționează mult mai des de la magazinele online care au o gamă variată de produse și unde pot achiziționa produse din mai multe categorii în aceeași comandă. În plus, dacă site-ul are foarte puține produse, 10-20 de produse de exemplu, atunci utilizatorul navighează foarte repede pe site și sunt șanse foarte mari să părăsească destul de repede site-ul, căutând în altă parte unde are mult mai mare multitudine de produse din care să aleagă.
Am înțeles. Pare de e-commerce și în afară de magazine online, dacă ar fi un domeniu, să zicem, pe servicii, unde din istoricul nostru ai avut succes în Google, cam ce domenii ar fi? Două, de exemplu. Două exemple. Pe servicii, cel mai profitabil și unde obținem cele mai multe lead-uri și într-adevăr este un volum mare de căutări, este domeniul medical, care cumva poate fi o surpriză, dar clinici, laboratoare, cabinete stomatologice și așa mai departe, pentru toate există un interes foarte mare în Google și acolo utilizatorul caută exact atunci când are nevoie și de obicei research-ul este mult mai scurt, iar calea către conversie mult mai rapidă pentru domeniul acesta. În plus, domeniul excursiilor, a vacanțelor, este un domeniu mai sezonier, dar în perioadele de vârf livrează foarte bine. Acum noi știm că ne promovăm agenția și avem super rezultate și clienți pe termen lung, dar dăm un exemplu la un client la care am propus Google și pur și simplu din anumite motive, cum ai spus mai sus, prețul, beneficiile, produsele și tot ce clientul nu avea, nu a funcționat Google. Da, am avut un partener care comercializa jucării pentru copii și spații de joacă pentru copii, dar spații de joacă de interior pentru casă sau apartament. Acolo au fost mai mulți factori. Unul dintre ei era că aceste produse se găseau și pe multe alte site-uri, dar de cele mai multe ori la prețuri mult mai mici. Termenul de livrare era mai scurt la competitori. Site-ul de asemenea conținea undeva la 10-15 produse, în timp ce la competitori puteai găsi 100 de produse din categoria asta. Și atunci, acolo, într-adevăr, Google nu a funcționat și am recomandat să ne orientăm spre social media. Bun. Oricum, atunci când vorbim despre Google, vorbim despre site, deci clar toți clienții trebuie să aibă site. Exact. Mai întâlnim și cazul în care nu am site, dar eu vreau campanii pe Google Ads. Da. Campaniile pe Google Ads trebuie obligatoriu să trimită pe un site. Acum, eu din ce am notat, este important ca site-ul să arate bine, să avem cât mai multe produse dacă vorbim despre un e-commerce, prețurile să fie ok, cel puțin în comparație cu competitorii, sau să aibă anumite beneficii în plus. Bugetul iar ajută o campanie să fie mai performantă sau nu, în funcție de bugetul pe care noi îl avem, putem să generăm mai multe conversii sau nu. Ai menționat costuri pe click. Sunt cuvinte cheie care costă mai mult și altele care costă mai puțin? Sau? Bineînțeles, pentru fiecare căutare la Google se întâmplă o licitare în timp real, o licitație în timp real. Și atunci costul pe click este determinat de nișă, de numărul de competitori, de câte alte site-uri licitează pentru acel cuvânt. Cu cât sunt mai multe părți implicate în licitație, cu atât costul pe click va fi mai mare. Sau sunt și nișe foarte scumpe, ca să zic așa, cum am avut un caz pentru un partener care ar fi vrut să promoveze un serviciu de al Google, un serviciu Google Cloud, iar Google promovează el însuși acel serviciu în Google Search. Și atunci costul pe click era undeva la 30 de lei mediu, motiv pentru care din nou am recomandat să ne orientăm către social media. Deci sunt nișe în care, chiar dacă competiția nu e foarte mare, dacă, de exemplu, ești în competiție direct cu Google, atunci este aproape imposibil să faci Google Search pentru că Google are buget nelimitat și oricum ar fi, va obține mai multe click-uri și mai multe click-uri. Dar în principal, orice companie se poate promova pe Google. Bun. Iar legat de top companii sau top domenii de business care au succes în Google, ar intra pe primul loc tot ce înseamnă e-commerce, shop-urile, cu specificațiile pe care deja le-am pus în video mai devreme. Domeniul medical, unde avem o rată de succes foarte bună și partea de excursii, vacanțe, distracție. Da. Am înțeles. Am notat. Alex, eu nu mai am întrebări. Îți mulțumesc mult pentru timp. Aștept comentariile voastre. Dacă doriți să ne urmăriți, vă invităm cu mare drag. Vom face cât mai multe videoclipuri și pastile. Și planul este să oferim informații din agenție, din campaniile pe care noi le rulăm live, din partenerii pe care noi îi avem în prezent în cadrul agenției noastre. O zi bună!